Bine v-am găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Panoramic Sportiv. Înainte să trecem la invitatul nostru de astăzi, vă prezentăm câteva noutăți din sportul sădmărean și începem cu Olimpia Satu Mare, echipa noastră din Liga a doua, care zilele acestea se află în cantonament la Poiana Brașov. Nu numai că fac antrenamente jucătorii sădmăreni, dar au și disputat două meciuri amicale. Primul s-a jucat joi, când formația noastră a întâlnit Victoria Bodă, o echipă de Liga 5-a din Brașov, pe care Olimpia a bătut-o cu scorul de 7-1, un rezultat, iată, prea mare, dar echipa brașoveană a fost un pic modestă. Au marcat pentru Olimpia Satu Mare Bușor, Apostu, Bic, Gavrilescu, Laso, de două ori și Neagu. Unicul gol al echipei din Bodă a fost marcat din penalti, mai pe la sfârșitul partidei. Sâmbătă, Olimpia Satu Mare a disputat cel de-al doilea meci amical. De data aceasta a întâlnit o echipă mai puternică, o colegă de serie din Liga a doua. Rezultatul a fost unul egal. Olimpia a făcut 1-1 cu Unirea Târlungeni. Echipa din Târlungeni a fost și prima care a deschis scorul în minutul 14, atunci când defensiva Olimpiei s-a complicat inutil. Singurul gol al sădmărenilor a fost marcat de Ciprian Brata. Acesta a finalizat în minutul 62 o centrare care i-a aparținut lui Gavrilescu. Olimpia va mai disputa la mijlocul acestei săptămâni încă un meci amical în cantonamentul din Poiana Brașov. Deocamdată nu se cunoaște adversarul, dar îl vom afla zilele următoare cu siguranță. Apoi, după ce va ajunge acasă, antrenorul Cosmin Bodea va definitiva și lotul echipei noastre pentru noul sezon, după care va mai susține încă 3 meciuri amicale, primul ar fi din 9 august de acasă cu FC Bihor. După cum probabil știți, în Liga a doua s-au înscris până acum 26 de echipe, iar în Seria a doua, acolo unde este și Olimpia Satu Mare, avem următoarele echipe: ACS Poli Timișoara, Corona Brașov, CSM Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Gloria Bistrița, FC Olt Slatina, FC Argeș-Pitești, Olimpia Satu Mare, CS Mioveni, FC Bihor, Unirea Târlungeni, FC Caransebe și Șoimii Pâncota. Din aceste 13 echipe, Corona Brașov nu are echipă și se pare că nu va fi prezentă în sezonul următor, iar Gloria Bistrița și-a anunțat retragerea și va evolua în Liga 3-a din 2014-2015. Trecem acum la basket feminin, acolo unde echipa noastră CSM Satu Mare și-a aflat programul pe care îl va avea în sezonul următor. Sezonul 2015-2014 începe cu turul întâi al Cupei României, acolo unde sădmărencele vor întâlni în dublă manșă Rapid București. Primul meci se va disputa pe 20 septembrie, urmând care turul să-l joace acasă pe 24 septembrie. Învingătoarea dintre CSM Satu Mare și Rapid București va juca cu învingătoarea dintre Nova Vita și CSU Alba Iulia. În ceea ce privește Liga Națională de Basket Feminin, această competiție va debuta în 27 septembrie, atunci când CSM va juca acasă cu SCM Craiova, echipă care în sezonul trecut a terminat pe ultimul loc în Liga Națională. Să vă mai spunem și primele meciuri ale echipei CSM Satu Mare. Vă spuneam, primul meci cu echipa din Craiova, iar mai apoi CSM Satu Mare se va deplasa la Galați, urmând ca în etapa a treia și a patra să joace acasă în fața propriilor suporteri cu Olimpia Brașov, iar apoi cu Universitatea Cluj. Deocamdată nu cunoaștem lotul CSM-ului, din câte ne-a declarat antrenorul Petru Ele, și acesta va fi anunțat la începutul lunii august, urmând ca reunirea echipei să se facă pe 1 septembrie, după care vom avea și câteva meciuri amicale. Primul ar fi cu MTK Budapesta, iar mai apoi CSM ar putea participa la un turneu în Timișoara, acolo unde s-au mai înscris echipă din Serbia, CSM Satu Mare și ICIM Arad. De la basket trecem la box, mai exact la Silar Gașpar, cel care a concurat la sfârșit de săptămână în Cluj, Napoca, la Centura Transilvaniei. Pugilistul sădmărean, dar care este legitimat la CSM Cluj, a câștigat Centura Transilvaniei după ce a
a fost învingător în două meciuri. În primul a întâlnit un sportiv din Ungaria, iar în cel al doilea a boxat împotriva unui sportiv din Germania. A fost un turneu foarte puternic cu peste 100 de sportivi participanți din Ungaria, Germania, Moldova și de la alte cluburi din România. Tot la sfârșit de săptămână, singurul, am putea spune, singurul eveniment sportiv din Satu Mare a fost cea de-a patra etapă din cadrul campionatului național de rally sprint, etapă care s-a disputat pe Bulevardul Transilvania. S-a bucurat și de această dată de un mare succes, am văzut prezenți sute de suporteri care au admirat spectacolul automobilistic de pe Bulevardul Transilvaniei. Astfel s-au înscris 53 de piloți veniți din Satu Mare, Baia Mare, Dej, Livada, Oradea, Carei, Marghita și Sân Martin. Campionatul de rally sprint are 5 etape, iar în luna septembrie se va desfășura ultima etapă, tot în Satu Mare. A început și Liga 1 de fotbal, la sfârșit de săptămână am avut primele meciuri din Liga 1. Trebuie să trecem în revistă câteva rezultate înregistrate, mai exact din primele 6 meciuri, deoarece astăzi mai avem încă 2 meciuri. Astfel, CSU Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu 1-1, ASEA Târgu Mureș Universitatea Cluj 0-0, Rapid București, Steaua București 1-3, FC Botoșani, Gaz Metan Mediaș 0-3, CFR Cluj, Ceahlăul Piatra Neamț 4-0, FC Brașov, Petrolul Ploiești 0-1. Tot azi se va mai disputa CSMS Iași, FC Viitorul și Dinamo București, Oțelul Garaț. Rămânem încă puțin la fotbal și vă amintim că Someșul Oar, campioana județului Satu Mare, va juca miercuri în turul 2 al Cupei României, meci care se va disputa pe terenul Someșul din municipiul Satu Mare. Meci pe care îl veți putea vedea și joi la Informația TV. Vă amintim că echipa noastră va juca cu FCM Baia Mare, echipă care a terminat sezonul trecut pe locul 6 în seria 5 a ligii a doua. Iar acum să trecem la invitatul nostru de azi și la concursul pe care ne vom concentra în această emisiune. Este vorba de primul concurs de ciclism montan din Satu Mare. Pentru asta l-am invitat în platoul Informația TV pe Cristi Pop, președintele clubului sportiv Pro Racers Satu Mare. Bine te-am găsit! Te salut! În primul rând aș dori să ne spui câteva lucruri despre clubul sportiv Pro Racer. Am înțeles că este înființat recent. Cu ce se ocupă? Când a fost înființat? Clubul sportiv Pro Racer s-a înființat, procesul a durat mai mult, până la urmă toate avizele le-am primit pe la sfârșitul lui iunie și în cadrul clubului suntem avizați pentru practicarea mai multor sporturi, dintre care aș aminti în primul rând ciclismul, dar și atletismul, orientarea, caiac, canoe, alpinism și escaladă, natație și pentatlon modern, schi și biatlon și probabil că încă una sau două care nu le pot lega acum în acest șir. De ce ați înființat acest club? Care va fi activitatea voastră? Activitatea noastră, în primul rând, este noi suntem sportivi amatori și noi de mult simțeam nevoia pentru înființarea unui club pentru a organiza evenimente sportive, în primul rând competiții de ciclism, ciclism montan, la care și noi de 5 ani participăm cu uneori mai mulți, uneori mai puțin, dar există și o prezență din partea sătmărenilor. Și în primul rând asta ne-a motivat, că și noi avem locuri foarte frumoase în care ne petrecem timpul liber, mai concurăm unii cu alții și am zis că de ce nu și la noi se pot face concursuri. În plus, dorim să oferim un cadru organizat celor care practică tot la ciclism, mă pot referi deocamdată mai mult. Pentru că apartenența la un club poate să ofere mai multe avantaje,
atât ca și club, dar cât și ca și aparținători ai acelui club. Câți membri are acest club? Deocamdată suntem doar membri fondatori, în număr de 4, pentru că imediat după înființare ne-am pus să și organizăm primul concurs și n-am avut timp, ca să zic așa, ca să ne ocupăm și cu înscrierea altor membri. Sunt deja câțiva care știu că vor adera la club și probabil că după acest concurs vom face o ședință și vom invita pe toată lumea cine practică ciclismul, în primul rând, să ni se alăture, să cunoască ceea ce vrem să facem și noi așteptăm pe toți. Bun, acum să revenim și la concursul care se va desfășura în 2 august. Da. Ce ne poți spune despre el? În 2 august organizăm primul concurs de cross-country olimpic în județul Satu Mare. Deci nu a mai fost niciun astfel de cross-country olimpic, nu a fost. Concurs de ciclism, acum ce se organizează este Tour de Turul, care se organizează acum, a fost a noua ediție. Și cross-country olimpic diferă de acest gen de concurs, acela este mai mult un maraton. La cross-country olimpic se fac până la 6 ture, uneori și 7 la nivel foarte înalt, la campionate mondiale și cupe mondiale. Pe un teren, un traseu ce are lungimea în jur de 4 km, 4-5 km și este foarte, foarte accidentat, foarte tehnic, cu multe, multe rădăcini, bolovani, coborâri abrupte, întrepte, urcări la fel de abrupte. Și este un sport destul de solicitant, ce necesită o pregătire bună din punct de vedere fizic. Concursul nostru pe care îl organizăm, în schimb, este o variantă... Se va desfășura în Vile Satu Mare. Da, se va desfășura în Vile Satu Mare și este o variantă care oferă numai anumite elemente de tehnică care sunt specifice, tocmai pentru a fi accesibil tuturor doritorilor care vor să încerce ceva nou, care le place să se dea cu bicicleta, dar nu au mai auzit de așa ceva sau nu au avut ocazia să participe. Da, e un traseu destul de ușor, are în jur de 4 km și va trebui parcurs de 6 ori. Asta dacă ne referim la clasa XCO, nu? Da. Am înțeles că o să fie două categorii la, da, Crossul Viilor, ca așa se numește. Da, Crossul Viilor. E de fapt un eveniment de ciclism în care vor fi cele două concursuri, concursul de cross-country olimpic și concursul Family Race, care este destinat familiilor care vor să participe cu copiii până la 14 ani, între 6 și 14 ani. Și au aici ocazia la să... La Family Race, aici pot să... Da. Va fi același traseu pentru ei sau... Nu, la Family Race va fi un traseu foarte, deci mult mai simplu. E mai degrabă o ieșire cu copiii la o, nu pot să zic plimbare, că copiii probabil vor concura cu ceilalți concurenți, dar traseul nu este accidentat sau presărat cu porțiuni tehnice. Da. Cât aștepta să se înscrie la acest concurs? Noi am pregătit pachete de înscriere pentru 100 de concurenți. În ce constă aceste pachete de înscriere? Pachetele de înscriere constă în baton energizant, praf pentru băutură izotonică, apă minerală, banană. Vor primi și vouchere cu reduceri de la partenerii noștri. Deci acestea vor fi incluse tot în pachetul de înscriere și după aceea aceste vouchere de până la 15-20% reducerile pot folosi dacă vor să cumpere produse de la partenerii noștri. Revenind la clasa mare, acolo cine se poate înscrie la ea? La clasa mare înscrierile încep la 14 ani, la vârsta de 14 ani. Până la 18 ani, participanții au nevoie de acordul scris al părinților, pentru care vor trebui să semneze o declarație că știu ce înseamnă
acest concurs și care sunt pericolele la care se expun cei care participă, iar peste 18 ani participarea se face pe propria răspundere. Și limită de vârstă superioară nu există, ultima categorie de vârstă începe la 35 de ani și celelalte categorii fiind 14, 18, 19, 34 și 35 plus. Să înțeleg că o să fie un concurs și la feminin și la masculin. Da, deci bineînțeles, în paralel merg două categorii, adică femininul și masculinul, cu aceleași categorii de vârstă. În schimb, în funcție de numărul participanților, e posibil ca toți concurenții să fie în același timp pe traseu. Se vor face probabil două porniri dacă sunt foarte mulți concurenți înscriși. Atunci nu mai e loc, e mare diferența de pregătire între ei și e mai plăcut ca să meargă fiecare în ritmul lui. Acum, înainte cu o săptămână, cât sunt înscriși aveți? Păi înscriși avem două linii pe care se fac înscrieri. Una este la magazinul de biciclete de pe strada Avram Iancu. Acolo se pot înscrie și pot plăti chiar taxa de înscriere. Și primii 20 de concurenți care se înscriu acolo și plătesc taxa de înscriere participă la o tombolă la care pot câștiga un voucher în valoare de 100 de lei pentru un kit de reparații de bicicletă. Acolo avem până în momentul de față 8 înscriși. Și pe Facebook, unde înscrierile sunt neoficiale, pentru că nu am pregătit și înscrieri online cu plată, acolo avem în jur de 45 de înscriși până în acest moment și la fața locului se vor mai putea face înscrieri. La fața locului sâmbătă vor da, probabil că vor fi mai mulți. Așa. Am înțeles, să sperăm că o să fie și vremea bună. Da, acum aici nu se prea face diferență. Trebuie să fie foarte mare ploaie și foarte rău timp, foarte rea vremea ca să se amâne concursul. Deci aici la concursurile de ciclism montan cam oamenii vin pregătiți pentru orice. La nivel național am înțeles că se fac mai multe concursuri de ciclism montan. Ai participat și tu la ele? Da, am participat, am anual câteva concursuri la care îmi place să participi. Am unele la care mi-ar place să particip, dar nu ajung. Noi fiind aici în zona de nord-vest, ne cam limităm la Cluj, Zalău, Oradea. Eu mai departe n-am mai fost la concursuri, fiindcă e mult să mergi, mai ales dacă și lucrezi. Ca să te pregătești, să mergi până acolo, să faci concursul. Dar aproape în fiecare weekend 3-4 concursuri în țară sunt unde poți să mergi, atât la mountain bike cât și la șosea. Cât de costisitoare sunt acest sport? Asta depinde cât vrei să investești. Și eu am început cu o bicicletă mai ieftină, că am zis că nu o să mă prea dau. Și până la urmă îți trebuie tot bicicletă tot mai bună, echipament tot mai bun, serviciul. Cu cât ai bicicletă mai bună și eventual se defectează ceva, componentele sunt tot mai scumpe. Deci, o bicicletă cu care să începi să umbli la concursuri, eu zic că hai să zic 1000 de euro, dar nu e o bicicletă nu știu ce. Și se poate ajunge 4, 5, 6 mii de euro la o bicicletă. La echipamente la fel. Sunt prețuri de toate categoriile și pentru toate calitățile. Am înțeles că Federația Română de Ciclism organizează în fiecare an campionatul național de mountain bike. Da, asta. Avem sătmăreni care participă sau care a participat în aceste competiții? Din păcate nu avem sătmăreni la aceste competiții, dar sper că în viitorul cât mai apropiat să avem, fiindcă... De ce depinde chestia asta? Că am înțeles că trebuie să fie cicliști licențiați sau... Da, deci chiar în cadrul campionatelor naționale, acum a fost acum două săptămâni, dacă bine țin minte, la Păltiniș, s-a ținut campionatul național de XCO,
adică de cross-country olimpic. Acolo au fost categorii de amatori, licențiați și amatori și sportivi profesioniști, adică elita, care sunt care în mod normal numai asta fac. Bine, sunt multe excepții la noi în România, nici aici nu stăm prea bine, în sensul că mulți sportivi de elită la ciclist montan sunt nevoiți să lucreze ca să-și permită existența, ca să zic așa. Am înțeles. Da, deci legat de XCO, încă de campionatul acesta, că întrebai că Sătmăreni, dacă au fost, eu de mult mă gândesc. Acum chiar eram în faza de organizare a concursului. Se spune că traseul de la Păltiniș este cel mai greu, dar și cel mai frumos dintre toate traseele de XCO din țară. Și noi dorim să pregătim tineri și avem deja câțiva care au rezultate bune și la concursuri și se vede că sunt stăruitori în ceea ce fac. Mă gândesc că asta este și scopul vostru, să creșteți tineri pe care să îi băgați, cum ar veni, în alte competiții naționale. Da. Da, păi până acum noi fiind, cum să zic, nesponsorizați de nimeni, fiecare umbla pe cont propriu, vii la concurs, da, mă duc sau nu mă duc, și am dorit să avem o echipă care să fie sprijinită așa cum sunt și la alte sporturi, care să le poți oferi transport, înscriere, echipament, bicicletă și să poată merge și să ne reprezinte atât ca club cât și ca și județ, să ne reprezinte cu cinste la concursuri. Cum promovați acest sport în satul mare, în afară de concursul pe care îl organizați acum? Păi urmează și chiar și înainte de concurs. Deci a trecut foarte puțin timp din momentul în care ne-am înființat și am anunțat că organizăm un concurs. Și din moment ce am anunțat că organizăm concursuri, am făcut doar în ghilimele. Am făcut câteva ieșiri de verificarea traseului pentru cine a dorit să vină, să vadă cum e traseul. Dar vom mai organiza ture. Este un grup pe Facebook unde se pot anunța și turele. Avem și noi o pagină de Facebook unde tot mai mulți își dau aprecierea. Și în modul acesta, bineînțeles, o să încercăm să mai organizăm evenimente de ciclism, nu numai de cross-country olimpic. Cross-country olimpic nu este foarte popular în cadrul ciclismului montan pentru că este greu, periculos și nu mulți participă în general. Dar la maratoane, acolo, dacă organizezi un maraton, ai ocazia să ai până la 500 și chiar mai mult, 500 de participanți din toată țara. Da. Apropo, ce riscuri implică practicarea acestui sport? Acum chiar e poza cu ambulanța. Păi implică, după cum se vede, nu purtăm decât cască, ochelari și mănuși și vitezele uneori pe o coborâre ajung până la 60-70 de km pe oră, ceea ce într-o pădure e destul de periculos. Asta la un maraton. Pentru că la cross-country olimpic nu prea ai ocazia, căci coborurile fiind scurte, nu prea ajungi la vitezele acestea. La cross-country olimpic, în schimb, trebuie să ai o concentrare maximă, pentru că fiecare moment poate să fie decisiv și să ducă la accidentare. Totuși, este un sport frumos din alte puncte de vedere și aici aș dori să... Ce face pe tineri să se apuce de acest sport? Probabil că adrenalina. Mie îmi place când merg pentru prima dată pe un traseu, efectiv mă simt bine ca pe un teren de joacă pe care te dai cu bicicleta. Și încerc să aprofundez
Deci nu numai pur și simplu să mergi cu bicicleta, să dai și să încerci să treci peste, ci efectiv ca un lucru cu bicicleta, să mergi să încerci să ai tot mai multe skill-uri, că nu-mi vine acum pe românește. Da. Și îți dorești tot timpul să fii tot mai bun. Da, și tot mai bun și cu atât mai mult. Adică mie de multe ori, decât să merg foarte repede pe un traseu, îmi place să-l cunosc și după aceea pot să merg și mai repede. Dar în primul rând trebuie să ai o experiență ca să poți să mergi prin toate fără să ai neplăceri sau accidente. V-ați gândit să mai organizați anul acesta un alt concurs? Asta ar fi primul de acum, de un weekend? Da, acesta e primul. Ne-am gândit să organizăm, totuși s-ar putea să amânăm puțin pentru că implică foarte mult organizarea unui concurs, nu se face chiar așa ușor. Nu pot să zic că a fost nici foarte, foarte greu, dar ia mult timp și următorul concurs ne-am gândit să fie un maraton pe care l-am organizat cu participare națională și acolo deja nu pot să... Bine, nici aici nu suntem nepregătiți, dar acolo chiar dacă te aștepți la 200 de oameni, de exemplu, sunt și alte costuri, alte probleme de organizare și efectiv în sezonul acesta nu știu dacă mai încape fiind deja în august aproape. Și cam în octombrie se termină, la sfârșitul septembrie se cam termină sezonul competițional. Pentru că vremea mai e mai capricioasă. Vă sprijină cineva în tot ceea ce faceți acum pentru... Păi deocamdată ne sprijină sponsorii pe care i-am căutat pentru organizarea acestui concurs și pe această cale aș dori să le mulțumesc tuturor pentru sprijinul oferit. Pe termen lung încă nu am discutat cu, de fapt, nu pot să zic că chiar deloc, dar încă nu ne-am pus problema, fiindcă eram foarte ocupați cu acest concurs și am zis că, cu toate că am avut idei, hai să vorbim și cu alți sponsori. Am zis că ne concentrăm... Autoritățile locale s-au implicat și ele în vreun fel? Primăria, satul mare? Nu, am cerut sprijinul autorităților pentru avizele de care avem nevoie. Sprijin material nu am cerut. Vor fi și premii? Da, bineînțeles, vor fi și premii. La fiecare categorie în parte? La fiecare categorie, atât la feminin cât și la masculin. Eventual, dacă este timp, le-aș enumera, dacă se poate. La premiul întâi, la fiecare categorie, primește 250 de lei și un voucher de 100 de lei pentru oferit de magazinul de biciclete. Premiul 2 primește o cască de ciclist și premiul 3 primește un abonament de fitness și sauna și un voucher de 100 de lei pe care poate cheltui tot la magazinul de biciclete. Și la family tot așa avem premii. Primele trei familii care trec linia de sosire vor fi premiați. Acum nu aș spune cu ce, pentru că acolo se mai lucrează. Dar oricum primii 10 care trec linia de start la family vor primi ceva din partea organizatorilor și, cum am spus, primii 3 vor fi premiați în plus. Înțeles că este și o taxă de înscriere. Da, taxa de înscriere este de 20 de lei pentru concursul de cross country, iar pentru family race participarea este gratuită. Am înțeles. Care este traseul? Totul se desfășoară în Viile Satul Mare, da, mai exact unde? În Viile Satul Mare, după ce se trece de capătul de linie de autobuz, acolo unde sunt și bisericile și terasa și magazinul alimentar pe care cred că acum toată lumea îl cunoaște deja, că foarte mulți cicliști trec pe acolo.
După acel capăt de linie, se mai coboară aproximativ un kilometru înainte, spre pădure și chiar la început, deci nu se intră în pădure, este o platformă în partea dreaptă cu o casă acolo lui Silvic. Acolo este startul și sosirea concursului. Am fost anunțat că suntem pe la finalul acestei emisiuni. La cât începe? La ce, care este orarul? La 8.30 dimineața încep înscrierile până la 9.30. La ora 10 se dă startul pentru Family Race și la ora 11 se dă startul concursului propriu-zis de cross country olimpic. Și acesta va dura în jur de o oră jumătate, maxim două, fiindcă atunci când primul concurent termină concursul, la masculin se oprește competiția, iar la feminin la fel. Fetele probabil că vor avea de făcut mai puține ture, adică în mod sigur în jur de 4 sau 3. Asta, turele de obicei se anunță la fața locului înainte de start. Bun, eu vă doresc succes în tot ceea ce faceți, la mulțumim. Cât mai multe competiții sportive și sperăm să ne auzim cu bine pe sâmbătă, în 2 august. Da. Da. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi, Panoramic Sportiv. Sunt Ionuț Blăjan și vă mulțumesc pentru atenție.